Urmăriți în continuare rubrica Iubim animalele cu doctorul Sharkany. Astăzi avem o sterilizare la pisică. Este vorba de o femelă, rasă europeană. Se face o vasectomie pentru a nu mai intra în călduri și să oprim fătările multe care le au pisicile. Se face o operație care se face cu anestezie generală, profundă, se face preanestezie, după care se face anestezie cu propriu zis, se execută toaleta regiunii prin tundere, după aceea degresare, dezinfecție, anestezie locală, cu silina, după care se incizează abdomenul, se face deci o laparotomie, se extrag, se extirpă ovarele, după care se închide plaga și se face un tratament cu antibiotic. La 9 zile se ridică firele și animalul poate vâna în continuare. Se face a doua fază a preanesteziei. Se administrează o injecție cu xilină. Asta în funcție de greutate. Animalul a fost cântărit în prealabil. Câte kilograme are? 2 kg 900. Deci este o pisică nu prea mare, dar după spusele proprietarului, o pisică foarte harnică, vânătoare, dar și prolifică. Și pentru asta se face sterilizarea. O punem, trebuie să stea câteva minute cu a doua injecție, care este practic un tranquilizant. Potențează efectul anestezicul propriu zis, a ketaminei. După ce își face efectul această injecție, administrăm ketamina și putem apuca de intervenție. Acum vom începe intervenția propriu-zisă cu incizia pielii. Face incizia stratului muscular al abdomenului. Cam cât durează o operație? Aproximativ 25 de minute. Mai mult durează pregătirea pentru intervenție. Ridicăm figura sus. Incizia pielii.
margine, margine. Care se fixează și marginile G abdominale, deci în care se fixează mușchilor abdominal.